Peste 100 de percheziții au avut loc joi dimineață în Sibiu, București și alte 36 de județe din țară, la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă cu arme. Polițiștii au ridicat 10 de pistoale, arbalete, cartușe, articole pirotehnice, dar și țigări de contrabandă în casele acestora. Cel mai mare patinoar din Sibiu, întins pe o suprafață de 1200 de metri pătrați în parcul Submarin, s-a deschis zilele trecute și îi așteaptă pe sibieni să se distreze pe gheață. Prețurile rămân aceleași de anul trecut și anume 15 lei intrarea la patinoar, 10 lei închirierea patinelor și 15 lei închirierea antemergătorului. Patinoarul este deschis zilnic între orele 11 și 21 de luni până vineri și între orele 9:30-21 în zilele de weekend. Accesul se face în baza certificatului verde. Cele 13 percheziții și 35 de persoane audiate în urma scandalului de delapidare și trafic de influență de la Camera de Comerț Sibiu s-a lăsat cu reținerea pentru 24 de ore a lui Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu. Eugen Iordănescu a fost dus miercuri la audieri după ce procurorii l-au acuzat de delapidarea fondurilor Camerei de Comerț, a celor ale programului Sibiu Regiune Gastronomic, trafic de influență la aeroportul Sibiu și dare de mită. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Deci primele 5 ediții au fost cu un minus consistent. Țin minte, atunci mi-am ipotecat efectiv casa și am luat un credit de la cunoștințe. Am și învățat un lucru și l-a contribuit foarte mult la vizibilitatea Târgului de Crăciun. Am redus foarte mult programul cultural al târgului. Deci bugetul nostru de cheltuieli este undeva pe la 600.000 de lei momentan pe ediție. Prima astfel de evoluție a târgului, când se va dezvolta în altă parte, va fi să creăm un loc plăcut în care chiar poți să vii odată la câteva zile. Băncesc cu Huet, Piața Mică și să fie chiar să poți face un traseu. Îmi cer scuze sibienilor că nu este mai plăcut pentru ei, dar nu știu cât e de amuzant, așa uitându-mă în spate, dar fix în ziua inaugurării să vezi cum arăta distrugerile în acel moment. Pe lista noastră de top este să existe un carnaval, este cea mai tipică sărbătoare potrivită pentru această perioadă și a făcut un brand, Bătrânul Sas. Și a deschis un mic magazin în Piața Cibin, cred că în câteva luni eram din nou noi în pragul insolvenței. S-a ajuns la Bătrânul Sas, deci domnul Rot acela este Bătrânul Sas.